Bună dimineața, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul Consultanță Cripto, bine v-am regăsit pe cei ce sunteți deja abonați la acestui canal, bun venit celor noi! Astăzi, la rugămintea unuia dintre voi pe Twitter, am primit aseară, ca recomandare, voi face un scurt episod despre o monedă care corespunde cam cu ceea ce vă recomand eu vouă atunci când trebuie să vă uitați după detalii și caracteristici la orice criptomonedă înainte de a investi. Și anume, mare comunitate. Da? Deci, în primul rând, mare comunitate. Un proiect trebuie să aibă o comunitate mare, trebuie să aibă un semn care o șansă la adopție. Altfel, este foarte greu. În cazul de față, proiectul despre care vom discuta se numește Mina Protocol. Haideți să începem cu începutul. Ce este Mina Protocol? Așa cum vedeți pe site-ul lor, Mina Protocol este cel mai light blockchain din lume. Da? Ca idee, blockchain înseamnă ceea ce e de la Bitcoin, blockchain ceea ce e de la Ethereum, blockchain este ceea ce au cei de la XRP, de la Tron, de la Omni, de la o grămadă de proiecte. Deci este vorba de tehnologia blockchain și poate mulți dintre voi nu știți, dar unii știți, sunt mai multe tipuri de blockchain. Cei de la Mina Protocol și-au propus să devină cel mai light, adică cel mai mic protocol blockchain din lume, pentru că au doar 21 de kilobits în comparație cu Bitcoin, care are 300 de gigabytes. În fine, astea sunt niște detalii. Ideea e că ei sunt un proiect decentralizat, un proiect la care participă o comunitate foarte mare. Aici suntem pe pagina lor și vreau să vă arăt că oamenii lor din comunitate sunt din tot felul de proiecte de blockchain. Ca idee, acest proiect a fost unul din cele mai populare pe CoinList, celebra aplicație unde sunt promovate și lansate proiecte noi cu mare potențial. După cum vedeți, au în lista de contribuitori oameni care ocupă poziții cheie în companii de tehnologie. Da? Oameni din, ei ca origine sunt din San Francisco, însă au contribuitori din întreaga lume. Oameni, cum spuneam, care fac ceva în lumea reală, care dezvoltă business-uri legate de cripto. Aici avem zona de bakers. Asta înseamnă oameni care au investit, companii care au investit. Da? Vedem din prima Coinbase Ventures. Ce mai avem noi pe aici? Polychain Capital. O grămadă de companii care investesc în tehnologie. Da? Deci vedem nume mari. Și o listă cu 1, 2, 3, 4, aproape 40 de companii mari care au băgat bani. De asemenea, ei au reușit să strângă și o finanțare de peste 20 de milioane de dolari pentru acest proiect. Deci, ce să zic, lucrurile arată foarte bine și sunt oarecum la început de drum, ca mai toți în industrie. Haideți să vedem cum arată și cifrele pentru Mina Capital. În clipa de față sunt pe poziția 222 în CoinMarketCap și sunt pe lista la 47.837 de oameni. Asta înseamnă că pentru un proiect care nu este în top 20, stau extrem de bine ca watchlist. Foarte mulți oameni care urmăresc proiectul. În clipa de față, o singură monedă costă $3.63. Au o valoare de piață a proiectului de 544 de milioane și un volum în scădere în ultimile 24 de ore. Este normal, piața este mega contractată, e o luptă la baionetă pentru Bitcoin și viitorul cripto pentru perioadă scurtă. Cum spuneam, deci un volum de 24 de milioane jumate. În total, în circulație, în clipa de față, sunt 150 de milioane. Întotdeauna v-am zis, mare atenție la diferența între
supply aflat în circulație, deci numărul de monede aflat în circulație și de total supply, care este de 824 de milioane. În acest moment, prețul este oarecum într-o scădere foarte mare față de all-time high, care s-a întâmplat acum puțin timp. Mă uitam pe lista lor și văd că a fost pe 1 iunie 9 dolari. Da? Deci probabil are acele convulsii a unui proiect care încă este la început. Ce mi se pare extrem de interesant este faptul că ei sunt listați pe Kraken. Pe Kraken, din câte știu eu, pentru că sunt partener cu ei, am ocupat de listări în parteneriat cu ei și de partea de over the counter, nu ajunge orice proiect. Deci este foarte, foarte greu să ajungi să te listezi pe Kraken. De asemenea, văd și Gate-ul, văd și OKEX-ul, care iarăși este un exchange unde doar listarea pe OKEX costă peste $1 million. Bine, sunt multe proiecte care în anumite condiții se listează cu preț preferențial. Și văd că cel mai mare volum îl au pe OKEX, aproape $10 million. Asta înseamnă că există interes major din partea pieței chineze asupra acestui proiect. Ce să zic? Haideți să mergem și pe comunitatea lor de pe Twitter, unde, după cum vedeți, nu stau rău nici aici, e vorba de 102.000 de followeri, ceea ce este foarte decent pentru un proiect. Deci vorbim de urmăritori pentru un proiect, nu de urmăritori pentru o persoană. Dacă toți suntem aici, vă recomand și canalul meu de Telegram. Am început acum puține zile, suntem deja 2560 de oameni. Aici postez foarte des, vedeți, despre Elon, despre Bitcoin, despre situația în care ne aflăm acum. În fine, să revenim la mine, da? Deci, pare a fi un proiect foarte, foarte solid, mai ales prin faptul că sunt listați pe Kraken. Piața acum, după cum bine știți, traversează o perioadă nu tocmai favorabilă, așa că multe proiecte cu calitate au de suferit. Pentru mine acest lucru demonstrează că încă suntem de vreme, atât timp cât un singur proiect, cum e Bitcoin, influențează o piață întreagă, atât timp cât un om, ca Elon Musk, poate manipula și influența o piață întreagă, da? Oameni normali, oameni simpli, oameni care au făcut lucrurile cu bună credință, au de suferit, pentru că investițiile sunt afectate fără ca noi să fim vinovați. Deci, degeaba folosim indicator, degeaba folosim strategie, atât timp cât niște oameni ca Elon Musk își permit să-și folosească influența și să dărâme prețurile peste noapte. Vă mulțumesc pentru toată susținerea, pentru toate comentariile. Să știți că vă apreciez pe fiecare în parte. Îmi doresc să construim aici o comunitate de calitate. Vă doresc o duminică plăcută, să ne auzim cu bine. Vreau să vă reamintesc faptul că pe consultanțăcripto.ro, pe site-ul nostru, puteți găsi serviciile disponibile în acest moment. Avem cursul de bear market, un curs foarte interesant pentru perioadele în care piața este în scădere. Avem cursul standard de tranzacționare. Avem analiza tehnică premium, în care analizăm 4 monede în fiecare zi, 4 monede de top. În fiecare zi analizăm Bitcoin, Ethereum și încă 2. De asemenea, serviciul de consultanță cripto, care este cu mine personal, pentru cei care vor să investească sume mai mari de 5.000-10.000 de dolari. De asemenea, vă invit și pe canalul de Twitter, unde postez informații interesante zi de zi și deja suntem o comunitate de aproape 2600 de oameni. Sper să creștem cât mai repede. Vă doresc toate cele bune!